a pensiilor. Pe de altă parte, este evident și sunt solidară cu eforturile echipei guvernamentale că trebuie să ținem deficitul undeva într-un quantum de 7 și ceva, 7,1-7,4% și pentru asta va trebui să facem eforturi cu toții. Nu ar fi corect să vă spun ce solicitare am făcut noi de la Ministerul Muncii. O să anunțăm în care primim bugetul de la finanțe, cu cât le vom putea crește propriu zis. Și cred că așa e formula cea corectă. Dar ați luat o decizie în privința părinților care stau acasă cu copiii dacă începe școala? Sunt diverse situații și unii chiar trebuie să rămână. Astăzi se ia această decizie. Dacă vor exista în continuare cursuri în format online și vor fi nevoiți părinți să stea acasă, atunci acea formă de sprijinire a părinților pentru supravegherea copiilor acasă va continua din partea guvernului, evident. Dar așa cum am făcut și până acum. Dar dacă vorbim de familii vulnerabile și cursurile sunt la școală, dar copiii trebuie să rămână acasă ca să evite un risc. Aveți o prevedere în sensul acesta? Nu înțeleg exact întrebarea. Dacă e un copil bolnav și e riscant să meargă la școală să se îmbolnăvească. Dacă sunt familii vulnerabile, așa cum am prevăzut toate situațiile atunci când am decis redeschiderea școlilor, sunt convinsă că și dacă se ia această decizie, atunci când se va anunța, tot prin ordin comun al Ministrilor Educației și Sănătății, sigur, vor fi reglementate și astfel de situații. Deci păstrăm măsura prin care părinții, dacă stau acasă cu cei mici, cred că la asta se referă colega mea, da, să primească acele procente de 75% din salariu și să își păstreze și locurile de muncă, dar să poată sta și acasă cu cei mici, să aibă grijă de ei? Așa mi s-ar părea firesc ca acea măsură pe care noi am luat-o și am și prelungit-o de a sprijini părinții care stau acasă să supravegheze copiii cât școala se desfășoară online, să funcționeze atâta timp cât vom avea o formă de educație online. Și dacă tot vorbim de elevi, vă întreb totodată și de alocațiile elevilor, ce se va întâmpla cu ele în acest an, dacă vor crește, dacă ne așteptăm pe partea asta la crește și dacă da, cu cât anume v-ați dori să crească? Cred că dumneavoastră vorbiți de bursele elevilor și aici o să răspundă Ministrul Educației în privința alocațiilor copiilor. Acestea au fost majorate de la 1 ianuarie și începând cu 1 februarie intră în plată. 8-9 ale lunii reprezintă în general zilele în care alocațiile intră în plată pentru luna anterioară. Legat de cele pensii orientativ, puteți să ne dați o cifră sau o marjă, un interval, orice, să știe oamenii orientativ? Sincer, nu, pentru că ar însemna să generez alte speculații, iar toate aceste speculații sunt pe spatele pensionarilor. Și au fost mult prea mult amăgiți de majorări de pensii de nesuportat, pur și simplu la care nu s-a gândit nimeni la modul realist. Pentru că dacă și-ar fi dorit vreodată prim-ministru al muncii, începând cu anul 2019, să majoreze pensiile cu 40%, atunci ar fi început măcar evaluarea dosarelor de pensii. Faptul că nu au făcut această evaluare a dosarelor de pensii înseamnă că la modul real nu și-au dorit această majorare. Și atunci ce rost are să începem iarăși cu aceeași speculație și în aceeași logică în care unii spun un procent mai mare, unii spun un procent mai mic. O să aflăm, e o chestiune de câteva zile. Dacă tot vorbim de pensii, că Ministrul Economiei Claudiu Năsui a postat ceva mai devreme pe Facebook un mesaj în care cere eliminarea pensiilor speciale, spune că asta ar face un guvern responsabil. Dumneavoastră, în conferința de săptămâna trecută, spuneați că e nevoie de o formulă de contributivitate. Ce părere aveți despre mesajul domnului ministru și legat de ce doreați dumneavoastră, care e situația în prezent, ce demersul s-a mai făcut? Bine, n-aș vrea să se înțeleagă că domnul Năsui, colegul meu, s-ar fi gândit vreodată să-i lase pe unii oameni fără pensie. Deci trebuie să găsești o altă variantă de pensie care să se bazeze pe un sistem contributiv. Cred că la lucrul acesta s-a referit și este în asentimentul nostru. În paralel cu ceea ce facem cu pensiile din sistem... Date de ultimă oră de la Ministrul Muncii, sprijinul pentru părinții care vor sta acasă cu copiii ce nu vor merge la școală va fi în continuare acordat, este ceea ce
ce am aflat în urmă cu puțin timp, procentul în privința pensiilor, privința creșterii pensiilor, îl vom afla abia săptămâna viitoare, odată ce și bugetul va fi gata. Data de ultimă oră și în privința evoluției pandemiei de COVID-19, știrile la miezii, rămâneți cu noi, ne revedem la ora 13.